Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în balanță. Mă auziți? Încerc să-mi pun lumânarea într-un loc mai sigur. Etalare pentru aprilie, care, dragii mei, orice zodie ați fi, nu uitați că este colectivă și va fi pentru un anumit grup. Sper să găsiți măcar câteva mesaje. Evident, nu toată povestea, nu tot ce voi spune va rezona 100% cu voi, dar măcar câteva mesaje. Sper să găsiți interesante în această etalare, în general, în prezentările pe care încerc și eu să le fac. Și ce vreau să zic, dacă ceva nu rezonează, nicio problemă, dați skip, căutați în altă parte, înseamnă că nu m-am conectat la voi. Dacă rezonează pe aici, pe acolo, mai mult sau mai puțin, nu vă fie jenă să vă exprimați aprecierea și ce ar mai fi de spus? Ce ar mai fi de spus? Da, nu uitați că într-un colectiv pot să intre diferite generații, persoane cu diferite aspecte. Etalarea nu este doar pentru cei cu soare, este și pentru cei cu lună, cu Venus, că sunteți guvernați de Venus, ascendent în balanță, nodul nord, care de multe ori ne face să ne comportăm mult mai diferit decât de soarele nostru. În fine, ați primit mesaje de la îngeri. Vorbiți limbajul dragostei, al iubirii și nu uitați că sunteți fără limită. Ce frumos! 3 cu 5. Ah, matematica. 3 cu 5, cât să fie? 8? Dacă este 8, înseamnă că acest limbaj al dragostei poate să vă transforme nu doar pe voi, relația în sine. Și pentru că apare 8, poate aveți în relația în care sunteți niște aspecte legate de Pluto. Vom vedea cum se vor arăta cărțile pentru această perioadă. A, ce vreau să mai spun. O etalare, să știți că este valabilă câteva luni. Și este posibil ca anumite lucruri pe care le spun acum pentru aprilie să se manifeste încă de prin martie. În fine. Am spus 3 cu 5 înseamnă 8. 3 înseamnă comunicare, 5 înseamnă schimbare prin creativitate, casa a 5-a leului, dacă asta poate să spună ceva cuiva. Ideea este că printr-un limbaj creativ, 3 înseamnă și construcție, da? Construiți această transformare. Evident, fiind 8, poate că trebuie să exprimați dragostea și într-un mod, sau vă doriți. Dacă vă doriți, nu uitați că sunteți fără limită. Într-un mod, că tot am în modul ăsta, sexual. 8 înseamnă casa Scorpionului, da? Am vorbit de Pluto, probabil pentru unii. Poate aveți Pluto în balanță ca mine, poate aveți altceva și se creează aspecte. În fine, nu contează. Adică variază. Ce ar mai fi aici de văzut? Încerc să văd prin telefon ce nu pot să văd prin cu ochii liberi. Cineva oferă o floare. Floarea aceasta, evident că luminează, dar nu. Știți că dragostea aceasta se poate manifesta în multe feluri și cuvintele de dragoste au puterea de a schimba vieți, inclusiv pe a voastră, să și citește, spune, da? Foarte frumos. Am spus că această floare radiază lumină și parcă se deschide. Ah, ce este aici? Wow, un dragon! Este un dragon, mai! Deci multă pasiune. Floarea roșie vorbește despre sexualitate, o sexualitate cu un potențial spiritual deosebit, pentru că transmite lumină, dar și multă, multă pasiune. Dragonul ăsta, eu așa-l văd, dragon, prin telefon sau prin ochii mei, așa-l văd un dragon. Dragonul, evident, reprezintă. Ah, nodul nord! Poate aveți nodul nord în balanță sau aspecte pe nodul nord. Nodul nord și nodul sud. Da? Cine știe un pic de astrologie sau își cunoaște sinastria sau își cunoaște harta natală a voastră și a partenerului. În fine.
Posibil, ah, ce frumos îmi vine acum să spun, posibil împreună vă simțiți ca niște copii. Dintr-un punct de vedere, evident că puteți să fiți oameni mari și ar fi normal să fiți oameni mari și să vorbiți despre sexualitate. Ca niște oameni mari, asumați, care înțeleg că sexualitatea nu este doar o manifestare fizică, ci și a dragostei și a emoțiilor pe care le aveți pentru celălalt și a spiritualității împreună. Împreună puteți crește. Vă puteți lumina. Amândoi parcă sunt luminați de această dragoste. Wow. Aveți în continuare, sunteți fără limite. Dacă cumva aveți dubii într-o privință, într-o relație, în această relație, nu uitați că sunteți fără limită. Puteți să faceți, you can do anything you choose. Orice alegeți să faceți. Evident că alegerea depinde de voi. A apărut balanța. Balanța trebuie să aleagă ce face. Ce face? Își exprimă dragostea sau încetinește, slow down, sau ține ascuns. Am zis că e casa a 12-a necunoscutului pentru mine această carte. Evident, reprezintă și cartea peștilor. Pentru mine. Ia, am uitat să-mi pun degetul de vrăjitoare, care unora nu le place, dar mie îmi place. Apropo de copilul din noi. Și că tot am vorbit de transformare, simțiți că împreună, da, sunt două lebede. Lebedele sunt simbolul iubirii adevărate. Simțiți că împreună cu această persoană la care vă gândiți, vă puteți transforma, aveți viziune, da? Inorogul, aveți viziune și ieșiți patru, ieșiți din patru către cinci, ieșiți din tipare. Nu vă fie teamă să ieșiți din tipare și din relațiile karmice în care poate unii, ori voi, ori ei, ați stat. Ori voi ieșiți, ori îi scoateți pe ei din aceste tipare. Împreună sunteți frumos și am senzația că amândoi sunteți un pic cam orgolioși, vanitoși. În acest motiv vi se aduce aminte să vorbiți limbajul iubirii, da? Nu al vanității. Unii dintre voi, ori voi, ori ei, țineți ascuns această dragoste și această viziune, da? Unicornul, nu? Viziune pe care o aveți despre ei, da? O țineți ascuns, nu exprimați. Din acest motiv vi se aduce aminte să exprimați, mai ce se schimbă, să exprimați ceea ce simțiți. Simțiți că persoana aceasta, da, cele două lebede, de fapt, sunteți voi aici. Este persoana lângă care vă veți transforma întreaga viață, vreți să-i transformați, sunteți deschiși să vă transformați și să creșteți. Aveți multă încredere, dar deocamdată, din niște motive, ori voi, ori ei, nu exprimați. Iar a venit cartea aceasta, încetiniți, posibil din cauza izolărilor prin care toți trecem, da? Într-o formă sau alta, temperanța, ai răbdare, încetinește, a venit cam la fiecare zodie. Și este bine când se confirmă faptul că, da, suntem într-o oarecare izolare, dar este bună. Am spus și la alte etalări, cartea aceasta îmi sugerează zodia peștilor, nu doar pentru că sunt niște peștișori acolo, de altfel are numărul 9, 9 este casa 9 a săgetătorului. Poate cineva are marcaj pe acolo. Marcaj, nu mai zic ce planetă, da. Dar mie îmi sugerează casa a 12-a pentru că reprezintă o stare de. În acest moment chiar nu mă gândesc la somn, mă gândesc la lucid dreams. Posibil, în relație cu această persoană, dacă nu ați experimentat până acum, vă rog, documentați-vă, o să atașez un link în legătură și pe Facebook și jos sub video, în legătură cu conceptul vis lucid, în care vă proiectați în viața celuilalt. Este foarte interesant. Posibil experimentați, și mesajul a venit tocmai la voi, experimentați acest lucid dreams în relație cu această persoană, și ei și voi. E casa a 12-a necunoscutului. Simțiți, poate aveți acolo planete în sinastrie. Așa, simțiți că
veniți dintr-o, v-ați mai întâlnit într-o altă viață și ați trecut printr-un labirint de încercări până să vă regăsiți iar în această viață. Pentru unii e posibil că sunteți flăcări gemene sau, eventual, chiar dacă nu sunteți flăcări gemeni și sunteți suflete pereche, într-o formă frumoasă, pozitivă, deocamdată așa văd cărțile, aceste flăcări pot să sugereze niște spirite dintr-o altă dimensiune care v-au susținut reîntâlnirea în această viață. Wow! Văd aici un pod, parcă ar fi un pod peste timpuri. Pentru unii dintre voi, repede câte ori pot, nu pentru toți, pentru unii, am spus că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, dar nu doar că v-ați mai întâlnit, pentru că văd o casă, am senzația că ați mai fost împreună, ați mai avut o relație împreună, cel puțin într-o altă viață, ați mai fost căsătoriți, ați trăit în aceeași casă, într-o altă viață, că poate unul a fost tatăl, unul a fost sora, fratele, ați avut o viață de fapt. O viață de familie împreună. Trecem peste asta. Să zicem că încetiniți și că visați la această romanță. Alea au fost niște mesaje în plus. Specific pentru anumite persoane. La modul general, încetiniți un pic. Nu uitați că sunteți fără limită, dar eventual zic eu că ar fi bine să vă faceți niște planuri pentru această romanță care trebuie să se manifeste la un moment dat, eventual când ieșim din această izolare. Și înainte de toate, trebuie să se manifeste când măcar unul dintre voi, dacă nu amândoi, trebuie să vă vindecați niște șabloane relaționale. Și am mai întrebat la gemeni, domnule, ce înseamnă șablon relațional? Tiparele acestea pe care le atragem tot timpul. Și le atragem datorită faptului că le vedem la părinți, le vedem în familie și copiem viețile, într-o formă sau alta, viețile părinților noștri. Trebuie să ieșim. Eventual, ține și de karmă, niște legături karmice, că asta înseamnă șabloane relaționale, în general, relații karmice. Trebuie să avem curajul să recunoaștem ce nu ne-a plăcut în relațiile anterioare, ca să putem să vindecăm și să nu mai manifestăm. În continuare, concentrați-vă pe dragoste și ia că am vorbit de un dragon și apare dragonul. Bănuiesc, ce drăguț corespondența, da? Bănuiesc că este același dragon. Și dacă cineva pare mai fioros, mai de gheață, mai stângaci în a-și exprima dragostea, nu uitați că felul în care voi vă comportați îi ajută pe ei să se deschidă sau invers. Și cum ar trebui să vă comportați într-o dragoste adevărată cu compasiune. Repet, și față de voi, față de greșelile și relațiile prin care ați fost și față de ei, că și ei au fost în relații karmice până să vă întâlnească, da? Concentrați-vă pe dragoste. Ce frumos! Practicând compasiunea. Foarte frumos! Foarte frumos! Și nu știu de ce, poate îmi spuneți voi. Aici în spate văd un peisaj pe nuanțe de foc. Parcă ar fi aceeași cromatică pe care o văd radind din floarea, da? Pe care amândoi o contemplă. Am senzația că împreună nu sunteți cu în totalitate. Ori sunteți la distanță, ori încă n-ați început relația, ori relația scârție din diferite motive, bănuiesc că sunteți mai la început unii dintre voi, și în această perioadă de izolare, de carantină, cum am spus și mai devreme la slowdown, vă proiectați undeva în 5D, căutați ce înseamnă 5D pentru cei care nu știți, și încercați să vă bucurați acolo, da, de dragoste, în 5D. Până se va manifesta în 3D, că în 3D trebuie să mai așteptați, da? Ca să eventual visați, am zis, dar nu e doar vis, este lucid dream, lucid dreams. Trebuie vindecată această problemă și în viața unuia și în viața celuilalt.
Din seria oracolelor, ați primit o carte care vă reprezintă, da? Este chiar balanța aici, e drăguț. Sunteți în situația în care trebuie să alegeți ori între persoana aceasta și cineva din trecut, că au apărut relațiile karmice, dar bănuiesc că totuși vă doriți să alegeți această persoană și confirmarea că sunteți fără limită sper să vă încurajeze în această decizie. Este o decizie pentru că văd apă care trebuie totuși făcută și heart desire, da? Inima, dorința inimii. Este o decizie care trebuie făcută cu inima. Majoritatea balanțelor, zic majoritatea, nu toate, nu cunosc foarte multe balanțe, deci nu pot să fac o judecată chiar foarte hotărâtă și nici nu vreau că sunt diferite balanțe, fiecare zodie se manifestă, fiecare om se manifestă diferit. Dar se zice că, în general, zodiile de aer aleg cu mintea și nu cu inima. Ia, ca sunteți puși să alegeți cu inima, văd apă și aici și aici, confirmă cartea și le-am ținut așa, așa au vrut ele să, nu știu de ce, așa am simțit. În momentul în care au apărut opțiuni, cărțile s-au desfăcut în două. Posibil, într-o formă sau alta, trebuie să vă conectați ori la un profesor spiritual, ori unul din voi este un profesor spiritual pentru celălalt și îl învață întâlnirea cu acest personaj, vă învață să ieșiți din tipare, din relații karmice, dintr-un mental care v-a făcut să alegeți. Ceva care acum nu vă mai reprezintă. Iar este o relație foarte puternică între voi. Cartea îmi sugerează putere. Cartea îmi sugerează că vă doriți, ori voi, ori ei, să vă protejați. Să vă protejați unul pe altul, chiar dacă sunteți diferiți. Chiar dacă unul pare mai feroce, am văzut și dragonul mai devreme. Dar în sinea sa aveți o inimă foarte sensibilă și un curaj deosebit să luptați. Să luptați pentru această relație. Da. În momentul în care învățați această lecție a spiritualității sau a inimii, începe să înfloriți, să înflorească relația într-o formă, da, să înflorească, ia uite, într-o formă care. Formă sau într-un fel care va inspira eventual și pe alții. O să dau cărțile acestea la o parte și o să continui cu celelalte clasice, în care vreau să vă transmit un mesaj. A vrut să se arate, de aici, a vrut să se arate 9 de băte. Cu fi semn de foc, mai mult sau mai puțin, asta nu mă mai interesează ce semne sunt, deși dacă vreți, vă pot da. Dar deja semnele de foc nu cred că ar trebui să se manifeste în arcane minore, ci în arcane majore. Oricum, cineva, poate chiar amândoi, cineva a trecut prin atâtea încercări încât acum încearcă să se blocheze, să-și creeze limite în jur, tocmai ca să nu experimenteze durerea pe care a simțit-o în trecut. Că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. Da? Ideea este că se dorește, este nevoie mare de o comunicare, semn de aer, mai mult sau mai puțin, deja este un valet, da? Semn de aer, puteți fi voi. Se dorește comunicare. Da, și se dorește o comunicare cât mai rapidă. Sunt doi și cavalerul și valetul, doi reprezentanți ai voștri până la urmă. Amândoi grăbiți să exprime ceva. Eventual să exprime că sunt gata să ia o decizie. Doi de bâte, da?
vedeți viitorul cu alți ochi, în preajma acestei persoane despre care am vorbit. Simțiți că este persoana, este steagul victorios, este persoana lângă care puteți să vă recreați o nouă lume. Aveți altă perspectivă, da? Cealaltă relație, cealaltă bâtă, stătea pe loc, vă ținea pe loc, într-o formă sau alta. Vă doriți să exprimați, ia uite, vă și balanța la un moment dat, să exprimați această decizie, eventual nevoia de a vă face un plan de viitor în această relație. Pentru unii poate să fie o relație cu un pește, rac sau scorpion sau marcaje, da? Pentru că văd și preoteasa și luna. Dacă nu este reprezentant al zodiei, al zodiilor de apă, sau nu are marcaj, de o zi că are marcaj pe apă într-o formă sau alta, poate să fie orice altă zodie și să aibă luna într-un semn de apă. Dacă nu ar fi acest lucru, Marea Preoteasă și Luna, amândouă împreună, sugerează secrete. Este un plan pe care îl faceți în secret. Eventual, vă doriți voi să fiți singuri, ei sunt singuri. Cineva a făcut la un moment dat o ofertă și cealaltă persoană nu a primit-o pentru că au fost o situație de trio care nu a convenit. Nu pot să primesc această ofertă pentru că mă pui într-un trio sau pentru că am mai trecut prin situație de trio, da? Și nu mai îmi doresc să trec. Pentru asta trebuie să stau și aștept. Să iei o decizie. Trebuie să stau și să aștept, da? Am zis bine, da? Ok. Unul dintre voi trebuie să ia această decizie. Nu puteți să fiți în două relații. E clar. Și mai ales dacă e vorba de dragoste adevărată, nu puteți pune dragoste adevărată în situația aceasta incomodă. Voi sau ei. Și atunci trebuie să luați o decizie. Eventual, să vă eliberați de o relație karmică și să fiți singuri. Da? Și atunci să faceți oferta voi sau ei. Și atunci să vă implicați în relație și să ieșiți din această răceală sau situație inconfortabilă sau lipsă de comunicare sau sau boală pentru unii sau probleme financiare și să mergeți către, ah, ce frumos, către destinul vostru. În secret, probabil, o perioadă va fi mai secretoasă. Secretoasă, am zis secretoasă. În fine, o perioadă relația va fi în secret sau cel puțin așa gândiți voi. Până vă reconstruiți un pic financiar. Eventual vreți să comunicați despre lucrurile astea ca cineva să aibă răbdare cu voi. Să nu vă refuze că sunteți dispuși să lucrați. Pentru că știți că ei sunt destinul vostru. Ia uite, vreți să lucrați, trei de monede. Ei sunt destinul vostru și simțiți o mare pasiune pentru ei. Vă inspiră asul de bute. Sper că am fost clară cât de cât, da? Să pun cărțile. Poate semnul de foc trebuie să decidă. Că e semn de foc, e semn de apă. Uitați-vă bine în sinastria lor pentru că poate fi semn de foc și să aibă planete în scorpion, să zic, în rac, da? Ia uite, asul de monede, vă doriți o relație stabilă de lungă durată. Și vine într-un fel sau altul. Ia uite, renaștere, judecata, Pluto. Simțiți că acest potențial vă va transforma întreaga ființă, întreaga viață. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în balanță. Hai să vedem ce ar putea să iasă. Unde mi-am pus cristalul? Ok. Ia, uite, Marea Preoteasă. Ha. Eremitul. Opoziția, Lună, Pești, Fecioară. Wow, nebunul. Trei arcane majore din prima, dragii mei. Lucrurile sunt intense în 5D și probabil că se resimte și în plan terestru. Valetul de bâte, 8 de spade, regina de cupe, iar apare semn de apă. Sau persoană foarte emoțională, foarte sensibilă. Wow, turnul!
Îndrăgostiții. Wow, trei de cupe. Fantastic. La capătul setului de cărți, luna. Uai. Luna, nouă de spade. Bănuiesc că aici sunteți voi, vă faceți griji. Uf. Pentru o situație, probabil aceste relații toxice, nu e obligatoriu să fie o relație sentimentală. Pot să fie și relații acasă, în familie, da? De-aia sunt karmice. Din care vă doriți să ieșiți, vă doriți iar să exprimați și să aveți victorie, da? Să aveți victorie, să tăiați aceste, ia uite, trei spade. Vreți, nu știu de câte ori vreți să tăiați aceste karme, aceste legături toxice, care v-au creat o frică de emoție, frică de intimitate. Da, vreți să manifestați victorie, să aveți încredere, să conduceți această relație către regele de bâte și regele de... Să fiți... Ce vreau să zic? Bărbați, în mod special, vreți să conduceți această relație către o poziție de stabilitate. Vreți să asigurați stabilitatea financiară în casă, în relație cu această persoană. Vă doriți să schimbați lucrurile și să mergeți iar către marele preot, către o viață de familie stabilă, tradițională. Nu, asta nu înseamnă că nu poate să fie și frumoasă. Nu înseamnă că dacă e tradițional e plictisitor, da? Cineva vrea să exprime ceva emoțional. Iar apare semn de apă. Posibil unii, dacă sunteți căsătoriți, vreți să schimbați această căsnicie pentru că a devenit toxică. Poate unii dintre voi aveți și un copil. Variază. Am dat totuși cel puțin două variante, nu? Ce-am simțit acum când m-am uitat la cărți? Da, cred că unii sunteți într-o relație karmică. O relație care vă creează probleme. Am spus și la celelalte etalări. Primul rând poate să reprezinte un trecut recent, martie, sau prezentul influențat de acest martie, februarie, că vă și februarie numărul 2. Aveți de face cu o persoană foarte intuitivă. Cu care vă doriți acest nou început. Dar sunteți conștienți, bănuiesc, că trebuie să treceți, vedeți? Între nebun și marea preoteasă este această noapte prin care unul din voi trebuie să treacă ca să găsească lumina. Aici este lumina. Lumina este în spatele nebunului. Aveți credință? Aveți dorință? Dorința este aici. Credința este în spatele vostru, este soarele vostru. Sunt îngerii voștri protectori. Cei care vă inspiră să ieșiți dintr-o poveste și să mergeți către Marea Preoteasă. Persoană care înțelege lucrurile și de multe ori nici nu spune ce înțelege și ce vede. Dar, cel puțin unul dintre voi, dacă nu chiar amândoi, trebuie să treceți prin această noapte în care înțelegeți relațiile karmice prin care ați trecut. Da? Trebuie să vă înțelegeți ca să găsiți lumina, ca să găsiți soluția. Și aveți pasiune. Pentru unii dintre voi care simțiți această chimie, pasiune foarte puternică
Pentru persoana care tot apare, Marea Preoteasă, Regina de Cupe, Îndrăgostiții, Trei de Cupe, da? E o persoană care vă atrage, da? Persoana despre care vorbim, vă atrage foarte mult, simțiți o chimie, o atracție deosebită. Aproape chiar că explodați de dorință pentru ei, da? E flancat turnul de valetul de băte, de îndrăgostiți și de 8 de spade. Vă gândiți tot timpul la ei. La această chimie, la această completare fantastică pe care o simțiți în preajma lor și vă explodează într-un fel. Dar încă, nu știu, unii dintre voi, bănuiesc, țineți secret chiar tot ce spuneți. Poate ați spus o parte din ceea ce simțiți, dar nu foarte mult. Da, vi s-a sugerat să vorbiți limbajul dragostei. Poate trebuie să vă elaborați un pic comunicarea cu ei. Ideea este că se ține deocamdată secret toată această pasiune și toate aceste gânduri. Eventual, vă gândiți și cum să ieșiți din aceste relații karmice și uneori vă simțiți un pic blocați mental, că nu găsiți soluții. Din acest motiv apare și eremitul. Trebuie să treceți prin întuneric ca să vă conectați la lumina voastră interioară, să vă regăsiți divinitatea. Unii dintre voi, ca să puteți manifesta această relație deosebită, suflete perechi sau suflete sau flăcări gemene. Ați dori să comunicați, dar vă faceți griji dacă va fi primită comunicarea voastră corect, nu corect. Bine, cuvânt potrivit pentru cei cu semne de aer, în mod special pentru balanță, că asta înseamnă balanță, justiție, corectitudine. Nu știți cum veți, nu, cum va fi primit de această regină de cupe, da? Vreți să exprimați pasiunea, eventual vă doriți, nu doar să spuneți prin cuvinte, să și exprimați fizic ce simțiți pentru ei, dar vă faceți griji. Pentru că știți că această persoană este o persoană foarte sensibilă, emoțională, nu zic că nu poate fi și pasională. Dar aici este chestiunea. Din acest motiv a apărut și limbajul dragostei, da? Nu doar al pasiunii. Pentru că altfel, da, e posibil să fiți refuzați. Pentru că Regina de Cupe și Marea Preoteasă vrea mai mult decât pasiune. Vrea o conexiune trup, suflet, minte, da? Bănuiesc că și voi simțiți lucrul acesta și din acest motiv este o problemă de comunicare între voi. Oricum, legătura cu această persoană vă ajută să vă înțelegeți dintr-o altă perspectivă emoțională, da? Dacă înainte vă era frică de emoții, în preajma acestei persoane foarte intuitive, pentru unii sunt marcaje pe pești. Arată trei cărți. Pești, pești, pești. Așa, de nu e obligatoriu. Această persoană vă conectează la luna voastră, la sufletul vostru, la codul vostru genetic, codul vostru emoțional genetic pe care mulți l-ați. Mulți, unii dintre voi, să nu dau eu acum un număr anume. În general, semnele de aer care e cuvântul pe care îl caut? Îl resping. Rezistă acestei influențe. Din acest motiv, casa racului, casa patra, este în cuadratură cu casa balanței, da? Că dacă ar fi fost ușor, era ușor. Dar nu este ușor, dar nici imposibil de realizat. Pentru că face parte din noi. Trebuie să ne conectăm la acest. Wow! La acest cod genetic, emoțional, ca să ne. Mai, ce mesaj îmi vine? Ca să ne putem transforma, pentru că acest 2020 este și anii care urmează, sunt ani de mari transformări și evident că sunt transformări la nivel celular, genetic, spiritual. În continuare, aveți turnul, îndrăgostiții și trei de cupe. Dacă s-a pus problema unui trio la un moment dat,
Eu cred că se va rupe acest trio. Se vor lua deciziile care trebuie luate. Gemenii. Îndrăgostiți înseamnă și decizii importante în dragoste. Se vor lua hotărârile înțelepte, înțelepte, că avem un înțelept, da? Și se va rupe acest trio într-o formă sau alta. Pe de altă parte, în momentul în care hotărâți să exprimați, și frumos ar fi să lucrați la exprimare, da? Că nu doar aveți pasiune, aveți și emoții. Regina de cupe vă poate reprezenta și pe voi în relație cu personajul acesta. Pentru că în orice relație preluăm din energia celuilalt. Din acest motiv e bine să ieșim de relațiile karmice care ne sunt blocante și să ne vindecăm fricile, da? Relațiile karmice toxice, care nu ne aduc niciun beneficiu. Avem noi o impresie că suntem stabili lângă ei, dar este doar o impresie. Spun pentru că vorbesc din perspectiva unei persoane care trece prin situații asemănătoare sau a trecut, da? Și știe ce înseamnă cât este de greu să te eliberezi de aceste lanțuri, de aceste karme. În momentul în care hotărâți să vă exprimați, s-ar putea să fie o exprimare cam impulsivă, neașteptată, dar care vă va aduce împreună, vă va aduce multă bucurie. Trei de cupe înseamnă și bucurie. Veți, poate exagerez, eu știu, vedem. Veți dansa de bucurie că sunteți împreună. Pentru că trei de cupe înseamnă cele două cupe, a voastră și a lor, și a treia, cupa împărtășanii sau cupa o singură, cele două inimi într-o singură cupă, într-o singură inimă, da. Fuzionați la nivel emoțional. Și probabil că lucrul ăsta se va întâmpla într-un mod neașteptat, poate inspirat de Dumnezeu într-un fel sau altul. Da? Deci vă doriți să o luați de la zero, sunteți blocați, oarecum mental, vă faceți griji, neapărat blocați, vă faceți griji cum să ieșiți, cum să vă dezlegați, cum să ieșiți din acest cerc vicios de gânduri și vine trezirea. Că de fapt turnul înseamnă și trezire. Vine trezirea și luați decizia de a merge către ce? Către regina voastră, regina sau rege, da? Către persoana care vă hrănește emoțional. Am spus, a fost un trio la un moment dat pentru unii, majoritatea, zic eu. Din acest motiv a trebuit să țineți secret tot ceea ce simțiți pentru ei. Și orice secret devine la un moment dat greu de suportat. 8 de spade. Ah, dar ce arată, ce vine după aia. 8 de spade, da, orice secret ne îmbolnăvește dacă îl ținem mai mult decât este cazul, da? 9 de spade, diavolul, devine toxic. Și în continuare să vedeți ce am văzut în mai, soarele, bucurie maximă, bucurie maximă. Pentru că, da, mergeți către, vă eliberați de aceste, sau voi, sau ei, de aceste relații care nu v-au oprit deloc. Vă eliberați iar nouă de monede. Deveniți, să zic, singuri, independenți, frumoși, Venus, da? Cu mintea clară, liberă, că vulturul e liber. Vă eliberați de discuții și veniți cu această ofertă. Ia uite, cu această ofertă către regina voastră, nu doar o regină emoțională și o regină pasională, tot ce vreți. Da, simțiți multă pasiune pentru voi, pentru ei, pardon, dar simțiți și multe emoții. Multe emoții. Posibil că și ei simt pasiune pentru voi, de-aia am zis pentru voi. Sunt convinsă că și ei simt cel puțin tot atâta pasiune cât simțiți și voi pentru ei. Haideți să și clarificăm, uite. Moralitate. E o chestiune de moralitate în această decizie care trebuie luată. Dar
Repet, o luați în momentul în care vă conectați la spiritualitate. Altfel nu puteți să alegeți corect. Că alegeți doar cu mintea și mintea ne păcălește, să știți. Mintea ne păcălește. Ia uite, integrare. Mie mi se pare că e cartea care vă reprezintă. Integrați experiențele negative și cele pozitive. Și apoi, în momentul în care integrați, înfloriți. Și evitați să mai... Iată că știți engleză majoritatea. Evitați să mai atârnați de trecut, că trecutul vă ține pe loc. Aici sunteți voi. 6 de monede sau balanța. Faceți compromisuri în direcții care nu vă înfloresc. Da? Balanță, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. Ah, ia uite. Da. Faceți compromisuri. Sper să nu mă întrerupă nimeni. Și nici pe voi să nu vă întrerupă nimeni. Aprilie 2020. Balanță. Mai, am vorbit mult sau am vorbit încet? Asta e, 40 de minute. Wow. Ce frumos, curaj. Curaj, ce superb. Inner voice, marea preoteasă. Ai. Planete în pești, în casa a 12-a. Sau într-un semn de apă. Planete, da? Sau Neptun. Uh-huh. Două cărți. Una lângă alta. Mulțumesc de confirmare. Mintea, da? 8. 9 de spade. Mintea care se stresează. Vă stresați să o luați de la zero sau nu? Sau rămâneți? Mai. Hai să fim serioși, că toți am trecut prin situații de astea. Cine vrea să rămână legați de minte, rămâneți. Dar eu zic că nu faceți bine. Vă păcăliți pe voi înșivă și vă creați un stres mai mare decât e cazul. Stres pe acest vale de bute. Going with the flow. Păi, lăsați-vă în voia emoțiilor, da? Nu a minții. Băi, 3 de cupe, 3 de cupe. Bucurie mare vă aduce această persoană. Sunteți, vă cunoașteți din viața anterioare. Și eventual, evident că vă cunoașteți și cu relațiile karmice, dar trebuie să rupeți. Să vă rupeți de relațiile karmice ca să manifestați dharma, da? Outsider. N-am văzut și mai devreme. Slowdown. E a doua oară când apare slowdown, da? A apărut și la mesaje. Încercați să luptați, să rezistați. În acest moment de decizii. Deocamdată, trăiți în relații care v-au fost proiectate, unii dintre voi. Dar trebuie să ieșiți în această cușcă. Aici este o cușcă emoțională și este o altfel de ieșire, da? O ieșire prin spiritualitate, da? Și către ce mergeți, către 2 de cupe, către o prietenie care vă unește, da? Care vă dă stabilitate. Rupeți lanțurile, iar rupeți, fiți rebeli, rupeți lanțurile, ieșiți din sărăcie, din zgârcenii, din relațiile care vă țin în această vibrație, da? Relațiile din trecut. Ok. Deci, aveți curajul, ce frumos, curaj, inner voice, mind, să ieșiți din minte și să vă ascultați vocea interioară. Cum aș putea să citesc altfel? Că și voi puteți să citiți în contextul ăsta, nu? Lăsați stresul. Da, aveți atracție, aveți chemare către această persoană. Și vă stresează foarte mult că nu puteți manifesta eventual pasiunea așa cum v-ați dori. Dar mergeți un pic, lăsați-vă în voia emoțiilor, nu a minții. Și în momentul în care vă lăsați în voia emoțiilor, mai visați un pic, faceți lucid dreams, da? Practicați sau pur și simplu vă lăsați inspirați de vocea interioară, manifestați măcar bucurie la nivel emoțional. Această persoană chiar vă bucură, vă bucură rău de tot. Vă trezește eventual copilul interior? În continuare, lângă turn, sau turnul a fost clarificat de viața anterioară. Este o trezire. În primul rând, trezire în legătură cu această relație, vă dați seama că ați mai trăit
Iar este o trezire în legătură cu vechile relații care trebuie să fie dărâmate, pentru că nu au fost construite pe fundația corectă, da? Este o trezire, este o ruptură, este un eveniment neașteptat. Până la urmă s-ar putea să luați această hotărâre să nu vă mai autosabotați, să nu vă mai stresați. Pentru că proiectați stresul și nu se manifestă povestea așa cum vă doriți voi. Outsider, deocamdată priviți această legătură din poziția de încarcerat, da? Din poziția de încarcerat. A apărut mai devreme, ce frumos. Ia să caut. Unde era? A, așa, ce frumos. Nu mai priviți din poziția de încarcerat. Da, suntem izolați. Încercați și visați, ieșiți, evadați prin lucid dreams, pe cale emoțională. Going with the flow. Ce frumos. Înțelegeți mesajul? Evadați emoțional ca să puteți ceea ce manifestați în 5D să se manifeste mai devreme sau mai târziu aici în plan terestru. Cușcă, cușcă. Deocamdată am zis, priviți această relație din afară. Încă nu este formată, dar o simțiți, o simțiți profund. Și, da, va trebui să mai așteptați un pic până se manifestă acest 3 de cupe, această întâlnire totală, trup, suflet, minte. Încetiniți un pic, pentru că, oricum, vă încetinește situația actuală, da? Restricțiile prin care trecem toți. Dacă experimentați senzația de vină din niște motive, eliberați-vă, pentru că nu vă puteți întâlni cu acest personaj, bărbat-femeie, suflet pereche, flacără geamănă, cu aceste vibrații. Din acest motiv se zice să încetiniți ca să vă vindecați. Da? Să vă vindecați de vină, de energii negative, da? Să vă ridicați, să încheiați un ciclu. Am văzut, l-am dat și lumea. Să încheiați un capitol, un ciclu lung de lecții. Și în momentul în care vă eliberați de vină, puteți manifesta 10 de monede. Totalitate, abundență, o legătură stabilă. 4. Înseamnă stabilitate. Participare este similar cu 4 de bâte. Ia uite, cu împărăteasa voastră sau voi sunteți aici împărăteasa. Creativitatea înseamnă împărăteasă, de obicei reprezintă semnul taului sau al balanței, este Venus. Da? Eu zic că în momentul în care vă eliberați de vină și de karme și de toate aceste blocaje, da, este o eliberare în primul rând mentală. Că de fapt vina nu o simțim în suflet, o simțim la nivel mental. De aia se apucă cineva cu mâinile de cap. Este la nivel mental, nu e în suflet. Sufletul nu ar trebui să simtă vină pentru nimic. Da, ia uite, lumea, da? Încheiați un capitol. Meditați un pic. Meditați. Și veți cunoaște roadele acestei lucrări interioare pe care trebuie să o faceți. Mai sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut exprimați-vă, da, prin limbajul dragostei. Vă mulțumesc pentru răbdare. Sper că ați avut cafeluța lângă voi sau ce vă mai place vouă să aveți când ascultați aceste etalări mai lungi, uneori. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup. Ah, și protecție divină. Numai bine. Pa!